Atunci au ieșit la iveală faptul că clubul respectiv n-avea autorizație pentru funcționare din punct de vedere al situațiilor de urgență. Atunci s-a ieșit la iveală faptul că autorizația de funcționare o avea de la primărie și funcționau pe nu știu ce declarație pe proprie răspundere. Păi în momentul ăla lucrurile era de așteptat ca într-o situație de acest gen să se întâmple un dezastru. Nu trebuia să fii vreun mare specialist sau vreun mare prezicător să-ți dai seama că e posibil să se întâmple lucrul ăsta. Dar nu le-a păsat. Da? Nu le-a păsat. E, această nepăsare într-adevăr ucide. Și nu doar acea corupție la care făceau referire toți acei protestatari care, de asemenea, noi înșine, împreună cu toții, am avut o vină în sensul ăsta. Nu că ceea ce s-a întâmplat la colectiv s-a întâmplat din vina noastră, dar a trebuit să se întâmple o tragedie de genul ăla, să ajungem să strigăm în stradă faptul că, cum să spun, corupția ucide. Lucrul ăsta era evident, îl găsești în fiecare zi pe străzi, mor mii de oameni. Și tot din cauza unei corupții, da? Accidentele rutiere sunt niște generatoare de victime înfiorătoare. Cred că mor mai mulți oameni în accidentul rutier decât boli grave, gen cancer sau mai știu eu, care sunt foarte răspândite. Chiar astăzi înțeleg că a fost un accident rutier foarte grav cu un microbus de acela și erau la fața locului foarte multe ambulanțe, etc. Pe mine m-a speriat, spre exemplu, un număr înfiorător de mare de situații în care oameni au intrat pe contrasens pe autostradă. Lucru aproape imposibil. Aveți permis auto și știți că nu prea ai cum să ajungi să intri pe contrasens, da? Din cauza faptului că străzile sunt străzile, intrările, accesele, cum sunt ele, sunt făcute pe cârpeală în multe situații, mai puțin situațiile noi unde chiar s-au pus într-un fel sau altul în aplicare regulamentele de proiectare a căilor rutiere și chiar s-au respectat niște normative și chiar n-ai cum să o greșești. Dar dacă, zic eu, dacă era un separator între sensurile respective pe banda de acces înspre autostradă, mă gândesc că nu ajungea omul respectiv să ajungă pe contrasens. Ok, și când a ajuns pe contrasens, ce credeți? Că s-a oprit să pună pe avarii, să dea înapoi până să poată să intre înapoi sau nu știu, să facă ceva? Să cheme poliția, să cheme ceva, să-l scoată din zona aia? Nu și-a văzut de drum. Pe contrasens.